dată, azi nu a mai plouat. Ne bucurăm că ne vizitați. Sperăm să rămâneți până târziu în noapte, să urmăriți programul pe care domnul primar, în mod special, s-a străduit să-l pregătească pentru dumneavoastră, susținut de nume mari din folclorul românesc, așa cum v-am spus mai devreme. Acum ne pregătim pentru deschiderea oficială a celei de-a 30-a ediție a Răvășitului Oilor și invităm pe scenă pe musafirii noștri din județ și din țară. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi runceni, după cum se cunoaște, cu greu am ajuns și la cea de-a 30-a ediție. Asta datorită sponsorilor și oamenilor de bună credință care ne-a ajutat. Dați-mi voie să salut prezența, în primul rând, domnului președinte al Consiliului Județean, care de dumnealui depinde soarta județului. Doamnei prefect, domnilor miniștri, domnilor deputați și senatori, domnilor primari, domnilor consilieri, bineînțeles că am organizat această festivitate an de an, am căutat să îmbunătățim, să iasă cât de cât mai bine, în ciuda vremurilor grele, crescătorii de animale, să îi încurajăm să ducă mai departe, să respectăm și tradiția să nu dispară. Cu această ocazie, dați-mi voie să declar deschisă sărbătoarea, festivitatea crescătorilor, la festivitatea Răvășitului Oilor. Consider că și pentru dumneavoastră e un prilej de bucurie și satisfacție sufletească. O să-i dau cuvântul doamnei secretar din Comuna Aruncu, județul Dâmbovița, cine o cunoaște, că e începătoare, să prezinte un scurt material, ca să nu vă plictisim cu vorbe multe, că nu e bine, că noi suntem învățați doar să vorbim și fapte puține. Vreau să vă aduc la cunoștință, să nu cumva să îndrăzniți să plecați până la ora 21, 22, 23, că avem mari surprize pentru dumneavoastră. Nu vreau să vă spun interpreți deosebiți care n-au intrat în Comuna Aruncu, dar doamna secretară o să vă prezinte. Mulțumim cu mult, cu mult drag și vă așteptăm și la anul. Și obiceiurile românești. E o atmosferă plăcută, vremea e frumoasă, iar peisajul de aici este deosebit. Pe scurt, e o zi perfectă din punctul nostru de vedere. Răvășitul Oilor este de fapt o sărbătoare simbolică, ce marchează sfârșitul anului pastoral, atunci când turmele coboară din munți pentru a fi răvășite, adică fiecare proprietar să-și primească în gospodărie animalele date la munte și implicit și produsele tocmite cu administratorii de stână. Festivalul încearcă să reproducă și bucuria întâlnirii ciobanilor cu familia, cu rudele și cu sătenii, dar și mândria acestora pe care și-o manifestă prin calitatea brânzeturilor obținute, dar mai ales față de cât de frumoase s-au întors animalele avute în pază. Coborârea oilor din munți reprezintă un prilej de bucurie pentru întreaga comunitate și este un moment care va aduce aici împreună localnici, turiști și invitați din întreaga țară. Pentru aceasta, așa cum este tradiția, se va cânta și se va juca. Și mai ales se vor mânca pe săturate tot soiul de preparate specifice.